În perioada 14-16 august 2015, premerugător și pe timpul desfășurării manifestărilor publice ocazionate de sărbătoarea dorminii maicii domnului, peste 500 de polițiști din structurile de ordine publică, rutieră, investigații criminale, investigarea fraudelor, arme, explozivi și substanțe periculoase, și intervenții rapide vor executa misiuni specifice pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. La nivelul județului Neamț sunt avute în vedere sărbătorirea zilei marinei în portul Bicaz, slujbe religioase de la Mănăstirea Văratic și Agapia din Comuna Crăcăoani, precum și sărbătorirea zilei comunelor Tașca, Poienari, Săvinești și Bodești, unde se preconizează participarea unui număr mare de persoane. Polițiștii au misiunea de asigurarea ordinii și liniștii publice, de prevenire și combaterea furturilor, tâlhăriilor, cerșetoriei, a comerțului ilegal, de asigurarea fluenței circulației pe traseele către munte, precum și de a acționa pentru preîntâmpinarea oricăror evenimente negative. Polițiștii de ordine publică, și jandarmi vor acționa în patrule mixte, în zonele aglomerate, pentru prevenirea și combaterea faptelor comise cu violență, a furturilor din autoturisme, buzunare și a infracțiunilor de tălhărie. În acest weekend, peste 500 de polițiști nemțeni vor avea misiunea de a asigura ordinea și liniștea publică, de a preveni și de a combate furturile, târhările, cerșetorie, oră comerțul ilegal și de a asigurarea afluenței circulației pe drumurile publice, având în vedere că sărbătorim ziua Marinei, cât și adormirea Maicii Domnului, iar în stațiunea Durău va fi organizată o manifestare culturală-artistică care va fi asigurată de către polițiști de ordine publică rutieră și din cadrul celorlalte structuri de poliție. De asemenea, în acest weekend, pe drumurile nemțene vor acționa 96 de polițiști în dispozitive rutiere, care vor urmări prevenirea și combaterea încălcării regimului legal de viteză, cât și fluidizarea traficului rutier.